În acest episod am mutat laboratorul în teren, la 3 ore de mers cu microbuzul și 130 de km mai la sud de Chișinău. Dacă toți ai evit ocazia să fac o vizită mai lungă în Lunca Prutului, am zis ce-ar fi să studiez un anume aspect al ospitalității noastre. Bună ziua! Nici n-am coborât bine din microbuz, eram la doar câteva case de poarta lui Badea Gheorghe, pielarul din satul Manta, la care ne-am propus să ajungem, când legendara ospitalitate locală s-a și făcut simțită. După ce am refuzat-o pe vecina lui Badea Gheorghe, într-un fel mi-a părut rău, pentru că mi-am amintit câtă plăcere face un astfel de gest simplu și celui care oferă și celui care primește. Un gest de generozitate care poate crea între doi oameni absolut străini un sentiment de apropiere. Și pe cât de spontană și firească a fost propunerea femeii, pe atât de firească se cade să fie și primirea, potrivit unui cod nescris și vechi de când lumea. Omul îți oferă o bucățică din ce are cu toată bunăvoința și se așteaptă să fie tratat cu aceeași bunăvoință înapoi. Refuzul ar putea însemna că nu vrei să intri în această relație. Sper că doamna nu a luat răspunsul nostru în nume de rău. Ospitalitatea e unul din miturile noastre identitare. Acum 10 ani a fost inclusă și în sloganul de țară al Republicii Moldova. Ospitalitate, tradiție, mister. Și este principalul accent al spoturilor de promovare a turismului în Moldova. Be our guest, adică fii oaspetele nostru, e sloganul cu care Moldova încearcă să atragă turiști străini. Ospitalitatea noastră legendară e despre a oferi oricui intră în casa ta, chiar și din puținul pe care l-ai. Dar e și despre a păstra cei mai buni pentru musafiri, ca să dai bine în fața străinilor. Dar și despre a te purta cu oaspeții mai atent și mai delicat decât cu cei de-ai casei. Cine dintre noi, copil fiind, n-a fost trimis să se ducă repejor până în beci, până în grădină sau la magazin, să aducă ceva mai bunișor pentru musafiri? Cred că fiecare dintre noi a simțit pe propria piele povara ospitalității noastre, cu tot cu bucuriile și cu frustrările ei. Eu am simțit-o nu odată și ca jurnalistă, chiar de la primele vizite în teren. Paradoxul era că, deși mergeam cu echipa să filmăm în zone considerate dezavantajate, aproape de fiecare dată eram puși la masă, iar uneori mai veneam și cu torbe cu fructe sau borcane cu de toate. Având în vedere lunga istorie de invazii și ocupații pe care o avem în spate, un aspect curios de cercetat ar fi și în ce măsură ospitalitatea noastră e o manifestare sinceră a deschiderii și în ce măsură e o încercare de a-i îmblânzi pe străini ca să te protejezi de un eventual abuz. Dar pentru asta ar fi nevoie de instrumente de cercetare psihologică și antropologică ceva mai sofisticate. De această dată însă mi-am îndreptat atenția spre un alt aspect. M-am întrebat dacă legendara noastră ospitalitate poate fi și profitabilă, dacă ea poate funcționa și în condiții de piață și nu doar în condiții de casă. Poate ospitalitatea să rămână autentică și pe bandă rulantă? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Bună ziua. În Lunca Prutului de Jos am vizitat câțiva artizani care, de vreo 2 ani, pe lângă meșteșugurile pe care le practică, au început să ofere și servicii turistice, adică să primească în vizită grupuri de turiști dornici să-și diversifice experiențele din vacanță. Agenții de turism știu că deja de mai bine de 20 de ani turiștii din întreaga lume nu caută atât să viziteze locuri și monumente impresionante, ci mai degrabă să trăiască experiențe de care nu au parte în rutina lor. Astăzi, turismul trebuie să fie interactiv. Domnul Gheorghe, meșteșugar local. Andrei e ghidul nostru în această vizită din Lunca Prutului. A adus timp de mai mulți ani turiști străini în Moldova. Știe care sunt așteptările lor și care sunt avantajele noastre. Iar acum lucrează pentru Solidarity Fund, o fundație poloneză care implementează proiecte de dezvoltare locală în Moldova. Domnul Gheorghe, cum ai... Comoare, nu prea sunt meșteșugari pe la... Prea mari coare în faște. El a fost printre cei care i-a convins pe meșterii locali din Lunca Prutului să intre în circuitul turistic. Curel, o pincuță și, cel mai important, ghișe.
Da, da, arată mișto. Mi-ați povestit, dar pentru ce s-au lăsat ghișile și... Nu, întâi ne uitam aici, vedem ce și cum lucrez eu și tot, mergem acolo, acolo, facem masterclass, facem trebuiește. Când ca mester popular, în lungul părtului de jos, am început întâi la hămurărie. Eu am învățat hămurărie la... Prezentarea lui Badea Gheorghe foarte repede a început să sune ca o poveste. Am văzut cum se întreabă aceștia dobile. Am început să fac și dobă. Iar asta mi-a amintit de o regizoare din Marea Britanie cu care am lucrat aici în Moldova prin 2007, timp de mai multe săptămâni, și care la un moment dat mi-a spus impresionată că aici se pare că fiecare om și fiecare obiect are o poveste. E o țară a poveștelor, a spus ea. Oare nu e peste tot așa? M-am mirat eu atunci. Dar adevărul e că m-am și bucurat că avem ceva al nostru, ce ne deosebește de alte locuri. Cu siguranță o mai fi și alte locuri cu povești în lumea asta, dar se pare că noi le avem pe ale noastre. Iată că și experiența turistică la Badea Gheorghe începe cu povestea lui, iar turul începe încă de la poartă. Este atelierul originalul, domnul Vorcuț? Da, da. De cum intri în curte, pe stânga, între casă și gard, e un acoperiș din stuf, pe sub care treci spre atelier. Mașina l-am descoperit, să aici l-am găsit. Miroase. A lemn și așa eu n-am materiale, n-am de astea făcute, dar numai asta ne-a rămas. Restul, cum l-am făcut, l-am vândut. Atelierul de lucru a domnului Burcă e o cameră mică, cu pereți văruiți, sinilii și textură grunjoasă, ca în casele bătrânești. Da, aici e primul dumneavoastră atelier, aici sunt atelier? Da, da, aici l-am construit, aici l-am îmbrat, tot spun eu, dacă să faci macul, nu. Aici e pus stuf, vara e răcoare, iarna e cald, n-am treabă nimic. Cam s-a lăsat el aici, dar nu are nevoie, că vor și bătrână îmbătrânește și îngheboseți. E suficient să întinzi mâna deasupra capului ca să atingi tavanul. Lumina de zi pătrunde doar printr-un geam mic ce dă la drum și sub care stă agățat un aparat de radio Sony, din acelea mai mari, cu mâner și marcaje pentru frecvențele radio. Din boxa încorporată, vâjâie niște voci în română, greu de deslușit din cauza bruiajului. Da, mergi de cum am parșat și ați vedeți cum, nu, că aici, prin cutele... Și de câți ani lucrați? Undeva la 40 de ani. Deasupra mesei, din tavan, luminează un bec. În stânga e masa de lucru încărcată cu bucăți și fâșii de piele de toate dimensiunile, iar în fundul camerei e un raft de lemn vopsit în albastru cu tot felul de ustensile și materiale. Deși sunt o mulțime de detalii pe masă, pe perete, pe cuierile improvizate din cuie bătute pe marginile raftului, atelierul totuși lasă impresia unui spațiu foarte ordonat. E o ordine înțeleasă, probabil, doar de Badea Gheorghe. Acum am început să fac căpițeli. Și am cruit, dar nu sunt împlinite încă, ca să vă arăt cam ce prezintă ele. Înainte de a vedea opincile, dobile și harapnicile, turiștii sunt invitați să descopere procesul. Chiar azi am apucat să fac o pereche de opinci, dar model nou, model cu călcăieș. Badea Gheorghe refuză să facă și obiecte din piele mai moderne, cum ar fi genți sau portmoneie. El rămâne fidel clienților săi tradiționali, proprietarii de cai care comandă la el hamuri, artiștii și ansamblurile folclorice care au nevoie de opinci, centuri tradiționale, dobe și harapnice. Cu toate astea, în meșteșugul său își fac loc mici inovații, cum ar fi opincile cu călcâieș. Dar acum tot prefer modelul nou, l-am găsit și-l fac cu călcâieș. Se întreabă mai bine. Încrederea clienților e foarte importantă pentru domnul Burcă. Dacă faci omului, fă el. Nu fă că să iei banul și atât. Tu gândește că asta e încălțămit și trebuie să o parte. Că să aibă folos din banul care ți-l-o dat ție. Ustensilele din atelier au și ele câte o poveste. Cel mai principalul e asta, e cu tot că tăios trebuie să fie. Tăios. Și la croit, asta. Farfecă mare avea. Da, mare. Vechi, cred că are 100 de ani. Și de unde o aveți? De la bunica. Dar bunica, ce, a fost croitoreasă? Sau nu, pur și simplu erau oameni înstăriți, erau, și eu când am văzut... Dar și foloseau la tuns oile, cred că, nu? Nu, la tuns oile, nu. Pur și simplu, dar înainte bătrânii ieși confecționau singuri îmbrăcăminte.
Aha. Așa că ei trebuie. La sumand, asta, la asta, își fășeau singuri pantaloni, rar care duceau la croitor. De altfel, oricare întrebare pe care i-o pui poate fi începutul unei povești mai lungi. Depinde cât de curios ești și cât timp ai. Dar sunt câteva întrebări pe care toți turiștii le pun. Toți cei care trec prin atelierul lui Badea Gheorghe vor să știe de unde a învățat meșteșugul. Un bătrân Pantelei, Tiușa îi spun eu, e mort mi-a slăiert. Și că, păi, am învățat hămurirea. Eu și lucram și la combinatul pisicul, la refoț, cum s-ar spune. Și învățam și meseric. Dacă mi-a plăcut, m-am dus la moșneac și sunt cu asta, o părere din încălțământ, nu știu acolo. Și am văzut un jug la dânsul, pe perete, și după nu fac și eu, nu mă las. Și am făcut. Am lucrat mulți ani hămurirea eu. Până m-am dus văză și ani, am fost la Moscova. Ei, mă rog, așa era timpurile. Turmă, când am venit, când cum am văzut clienții, hai și hai, pă, e din nou. La Găgăuși, tot, în Găgăuzea, tot ca meșteri populară, să mă stimează, merg. O altă curiozitate a vizitatorilor e dacă are cui să dea meșteșugul mai departe. Și am și un băietan, Marius, tot mă ajută, vrea să înveți cămurire. Dar s-o șerut singur, nu l-am... Vreau cumva să nu-l scrântesc, așa ca cum vreau. Că nu vor, nepoții ei nu vă spun că fetița, îți duc și la Anglia, fetița se vră, are acuși 12 ani ori. Dar nepotul nu, că e nu interesant. Fotografiile cu nepoata care lucrează împreună cu bunicul la odobă au devenit cărți poștale pe care domnul Burcă le oferă turiștilor. Bun, dar hai, dar mergem parcial în atelierul ăsta. Acolo e atelier doar pentru turiști? Pentru oaspeți așa ca noi? Da. Am pus niște scăunele acolo, eu n-aș fi ca să schițe așa de mult. Pentru a continua turul, traversezi curtea prin fața casei, care rămâne pe stânga. Dar cât de des vin așa vizitatori la dumneavoastră? Așa, undeva 2-3 ori pe lună vin. Treci de o poartă ce separă curtea de grădină. Da. Și de când asta așa vin așa vizitatori la dumneavoastră? Undeva 2 ani de zile, nu de mult. Apoi treci pe lângă niște tufe de harbuz. Dar nu-mi pare rău. Mai comunici cu lumea mai alta, nu stai închis în cușcă. Îi saluți pe meșterii care lucrează la o anexă. Bună ziua, Doamne ajută! Bună ziua! Și ajungi la atelierul special amenajat pentru turiști. Dar nu vă iei din timpul de lucru? Ei, dar păi și când mănânci nu ți-e din timpul de lucru? Ce să faci? Când ne odihnim tot așa, nu e din timp de lucru, da? Eu, de pildă, dacă iau masa, eu o oră trebuie să mă odihnesc. Spre deosebire de atelierul de lucru, acesta este mult mai luminos. Ah, asta e și drăguț atelierul aici. Două geamuri dau spre via vecinilor. Pe rafturile din dreapta sunt suvenire, trofee și diplome de la târgurile și expozițiile la care a participat. Aha. Aici, Badea Gheorghe are o mică etajeră pe care sunt expuse opinci de toate mărimile și vreo 3 dobe confecționate de el, în cui stau agățate câteva harapnice. Sunt plitite în 8. Tot din piele de vită? Piele de vită e numai inima, dar avem chiar original tot din piele de vită. Care se consideră mai adevărat sau mai autentic? Astea care sunt din vită tot? Da, asta e original, cum s-a numit. Uh-huh. Dar asta, mă rog, vin la divan, la învăț că pe ele e bun, la germane adusă din băieți, dar și nu fac. Să nu se piardă, nu? Nu că să nu se piardă, dar la așa ceva trebuie să alegi pe ele și subțirii, trebuie să poale de la poale. Dar pe cât, la o chim cu 70 perechi, tot la poale, asta, tot la poale, nu cât poți schimba. N-are vacă atâtea poale. Ia, și aici aveți o doldura masa de opinși. Da. Dar și dobe aveți de sopt. Da, păi eu le fac. Și numai le faceți sau și bateți? De a bate doba trebuie să te ocupi. Ocupate trebuie. Dar eu și cu sâtul și bate și doba... Da, arătați-ne! Asta la pământ.
Dar cine vă comandă dobii? Da, cine îmi duci la America dobi de mine? Cât? Dacă moldovenii sunt acolo și n-au dobi, nu-s moldoveni. Lui Badea Gheorghe îi face plăcere să vorbească despre munca lui și are multă răbdare cu fiecare. Puneți așoara mai lungă, asta mai lungă, e dat. Să mă uit dacă asta merge la o pincuță. În mijlocul camerei e o măsuță joasă înconjurată de vreo 5 scăunele. Aici turiștii pot experimenta arta pielăritului. Și asta se pune în două, nu? Într-un coșuleț sunt mai multe opincuțe suvenire semi-preparate. Cotița asta o țineți cu deasul și nu-i dau drumul până nu ajungi în partea asta. Bun? Nu uitați, țineți cotița. Badea Gheorghe le-a croit și le-a cusut vârfurile, iar turiștii urmează să coase de jur împrejur firul cu care încrețește o pinca pentru a-i da forma finală. Este vreo superstiție dacă sunt puși așteaza? Aici fădurești. Cât am cusut la o pincuțe, poveștile se tot legau. Badea Gheorghe ne-a povestit despre cum a învățat să danseze de la fratele lui mai mare. La noi copii de clasa întâia știu dansa, intră în hor. Dacă nu știi să dansezi, nu ești mantaș. Părinții îi învăța. Dumneavoastră de la cine? Avei frate mai mare, un frate mai mare. Noi ne învățam noi de noi. Despre copiii și nepoții care sunt stabiliți în Anglia, despre comenzile pe care le primește de la clienți și despre cât de drag îi este pielăritul sau hămurăritul, cum îi spune el. Dacă greșești... Eu, de o pildă, dacă nu-mi plăce dobă, nu facem. Harapnicul nu-mi plăce, nu facem. Ochii în cuțări, dacă nu-mi plăce, nu-i facem. Dar așa îmi place tot. Eu nu găsesc o diferență între asta. Dar hamur și ne mai comandă astăzi? Sunt. Ba, orice moldoveni, brânza, asta, bardul, colibașul, au cai. Uite, la găvănoasa am acum două căchițeli dubli, așa se numesc. Este ceva de fason, nu că se umbi la deal cu dâns. Cu două rânduri de canai, frumos. Cu... Dar asta recomandă căruțașe simple sau... Căruțaș simple, dar eu nu l-am văzut. Eu l-am văzut la fata așa, dar căruța nu-i văzut. Cred că dacă dă comandă de așa hamuri, nu degeaba dă. La o mărtășim, n-ai să-i pui o căchiță de. El poate ceva, o afacere, ceva, o să gândești să facă, ducă la târg, să facă plimbare cu turiștii sau ai strâns o prezare. O doare coastele. Poftim. Păi hai, arătați-ne secret până la capăt. Acum. Cum să le încrețăm frumușel. Și crețoasă, dar nu zbârșite. Așa. Și aveți răbdare așa cu toți le lămuriți la aceeași mașină? Și nu. Eu cu dragă inimă. De așa, dacă ne era indiferent, eu te-am stac din gură. Dar așa, chiar nu că sunt pată către sângur, că dă de un foarte. Către sângur că fătărnișește vorghești cu sângur. Dar eu chiar din toată inima mă bucur că îți luat în seamă și oamenii sunt interesați pentru ce și pentru viitorul nostru. Și tot așa, dintr-o poveste în alta, nici nu ne-am dat seama cum am trecut mult peste timpul care era preconizat pentru această vizită. Dar nicio explicație de-a noastră nu a putut rezista în fața ospitalității lui Badea Gheorghe. Marcel, te rog, harburșe! Nici nu încăpea vorbă să putem pleca fără să gustăm din harbuzul pregătit special pentru noi. Numai unul. Ia 20 îți dau. Numai tași. În bunele tradiții ale ospitalității locale? Nu, dați aici. Hai afară, da, hai afară, că mai durează. Nevastă, eu... Cu agricultorul nu bag bine. Nici cu prășitul, nici cu nimic. Tot asta-i în partea la nevastă. Sau copna, ei, nu s-a răzut. Cum nu-i copată, uite. Ei, nu știu, nu-i schimb. Doamne, feric. Unul a plecat. Da, o tăiem în două, domnule. Hai și stați, așteptați. Da, e ca eu am venit. Răchiu n-am. La Badea Gheorghe ne-am simțit bine, ca acasă. Ca și cum am fost în vizită la o rudă. Eu când mă aștept. Așa? Dar și de bun. Dar dumneavoastră din grădină? Da, chiar dacă a fost o experiență turistică, nu am simțit-o ca pe una comercială. Am fost primiți cu căldură și răbdare, pe așezate. Graba a fost doar a noastră, nu a gazdei.
Legenda despre ospitalitatea locală se confirmă în cazul lui Badea Gheorghe, pielarul din Manta, și nu și-a pierdut din autenticitate nici în condiții de piață. Mulțumesc tare mult! Tare bun carbojele! Da, da! Noi ne-am stăruit, și e bun. Sănătate. Eu am știut că e bun, de atâta eu am propus la... Hai, sănătate, rămâneți cu bine! Mulțumim mult! Fiți sănător! Să mergem mai departe, să vedem cum stau lucrurile în alte cazuri. Palatul de cultură Ioan Furnică din satul Manta. Tot în Manta locuiește și Valentina Grigoriță, cunoscută mai ales pentru țolurile pe care le țese din haine vechi. Bună ziua! Bună ziua! De câțiva ani, atelierul ei e în Palatul de cultură din sat. Cum intri la parter, faci dreapta, treci prin holul mare, apoi printr-un culoar și după ce treci de bibliotecă, intri într-o cameră încăpătoare și luminoasă ce amintește de casa mare din casele tradiționale țărănești. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Am întârziat noi, nu? Bună ziua! Ei, lăsați că bine! E atâta pagul! Mă ținem din alte treburi. De cum intri, pe dreapta vezi expuse țolurile și traistele țesute la stative, ciorapii împletiți de mână, iar în cutii sunt ghemurile cu ață. Lângă geam e războiul cu urzeală. Atelierul este unul viu. Aici doamna Valentina țese și tot aici vin și copiii din sat să deprindă meșteșugul de la ea. Iar de câțiva ani vin și turiști. Ei vin de la școală, vin. Am încă două fetițe care tot mai mărișoare. Le dau voie, intră. Turiștii care vin, tot intră așa de interesat și așa de interesanți chiar. Lucrăm cu copii, avem mini-satiri, iată, spinesă, iar adulții care doresc vin aici la asta, la războiul mare. Împletim ciorat, am câteva fetiți care se ocupă, iar o bucurie mare a mea, am că nepoata mea cea mai mare, țesă, ne vedește, adică trece prin iță, prin spate, face urzala, o pregătește, noi de acum am pregătit tot de grabă să mântuie. Doamna Valentina le arată curioșilor cum se țese la stative, iar cine vrea poate chiar să încerce. Iată, asta e suveica, cu musurica noastră, îmbrăcată cu corbică, o luăm de la dreapta, ne ducem la stânga, dacă ne ducem așa, păi și cu piciorul tot drept șede pe tălchiși. Lucrăm mai scurt cu toată partea dreapta. Am ajuns, schimbăm piciorul. Iată, asta. Este două ață care sunt ridicate, multe ață, adică urzala asta care asta, se numește rost. Rost și când cineva din aici găsește război, așa era la noi, așa știu. Nu se spune bună ziua, dar să vă crească rostul mare. Și ca să fie, ca să treacă repede suveica. Să nu se închide și undeva. Doamna Valentina țese de când era copilă. Meșteșugul l-a deprins de la bunicile ei. Iar la 25 de ani a țesut singură primul țol. Ambele bunice mele. Una țesă, iar alta torce. Și eu, practic, m-am născut și am crescut între bunicii ăsta care au vrut. Chiar îmi dădea și mie un fus acolo să țin nimic picuță, chiar asta. Și cred că, nu știu, mi s-o transmis, dar îmi place foarte mult, vă spun, foarte mult. Și țes, și brodez, și tricotez, croșetez. Bunelele mele, vreau să zic că când lucrau, le spuneau cu noaptea în cap și atunci nu era ceas, nu, eu așa, când m-am trezit, tot nu m-am văzut în ceas, mai încoace. Dar el spune, hai să ne sculăm, hai să ne apucăm, că ia uite că trece cursa, o trecut cursa. Era unii cu autobuz, Cahul Rem, care trecea la ora 5 dimineață. Așa că noi după dânsul, adică el se scula, uite cursa, o trecut de acum, sau trece. Inițial, atelierul ei era acasă. Acolo făcea chiar și șezători pe vremuri. La mine acasă se adunau pe măcala chiar mult de vârsta mea. Pe multe le-am învățat să împetească și orat. Știți cum erau iernile înainte? Le-am mai reușoare mai. Și nu era atâta haine că am ajuns să tăiem să le... Erau mai puține. Și iată, care le croiem din nou, pe care le... Și noi numim chiar ca șezătoare. Noi acolo ne adunam. Toată viața a fost educatoare la grădinița din sat. Acum este la pensie, iar țesutul a rămas să fie activitatea ei de bază. Sară de sară, fără ață, fără cordică, fără asta, la mine nu trece. La aceasta s-au adăugat și vizitele turiștilor. A fost și la câteva instruiri ca să învețe cum să comunice cu ei sau, altfel spus, să deprindă și din meșteșugurile marketingului. Ne-au învățat, într-adevăr, cum să vorbim cu cei turiști, cum să le demonstrăm, cum să le, să-i convingem, cum să... Adică să ne și procure și le și facem noi.
atât, dar nu e un secret și un ban în plus. Nu. Îmi pare foarte bine că sunt totuși persoane care sunt interesate și pot ce și știu, am cui să-i dau. Nu rămân în umbră toate acestea, nu, pentru că eu de mic copil îmi plac și foarte. Doamna Valentina a devenit cunoscută mai ales pentru faptul că țese țolișoare din haine uzate. Și asta fără ca dumnea ei să știe că vechile bune obiceiuri de a folosi la maxim tot ce ai, astăzi se numesc sustenabilitate și sunt considerate a fi o abordare ecologică. Cordierile astea noi le facem din haine vechi, care nu se mai poartă, nu se mai astea, dar curate, într-o stare bună, le tăiem cordierile astea. Și dacă ele smolcă... Doamna Valentina face țoluri în stil tradițional, dar și adaptate la gusturile clienților de azi. Când folosesc mai multe culori și vreau asta, ne le pui la rând să nu uit. Am terminat-o pe asta, o iau pe asta și pun-o iar, mai departe, din nou. Dar cum le potriviți culorile între dânsele? În sens că așa după... Așa cam cum le văd eu, așa cam cum aș crede că sunt frumos. Dar aveți și comenzi, cineva vrea poate anumite culori? Da, da, sunt care vin și îmi spune că, iată, la dânsa vrea să predomine mai mult surul sau mai mult verde, care... În cea mai mare parte a camerei sunt mese, pe care sunt așezate mai multe mini-stateve, niște cadre mici, dreptunghiulare, cu fire de ață urzite, pe care turiștii pot să-și țese propriul țolișor. O fir să ie, o fir să lasă, tot așa tot dacă au răbdare să ajungă la final, vor pleca acasă cu propria creație. Da, aici dacă mi s-a terminat firul, e bine așa să leg nod sau este altă variantă? Dezleg, da? Da, dezlegați. Așa, și cum? Dușeți firul și ala până la capăt și de unde se termină, cu două în urmă, cu două oațe în urmă, porniți din nou. Și ele din alăturate, așa. Nu am avut timp să fac și eu unul întreg, dar tot am vrut să-mi amintesc cum e să treci firul printre ițe. La un moment dat, în cameră se auzea doar scârțâitul fin al firelor. Încet, încet, intram într-o stare de meditație. Mi-am amintit de ce în copilărie îmi plăcea să țes sau să croșetez și mi-am dat seama ce îmi lipsește acum, într-o perioadă în care mintea e bombardată cu informații din toate părțile. La doamna Valentina, ca turist, poți regăsi atmosfera așezătorilor de altă dată, când oamenii se adunau la cineva acasă și socializau în timp ce fiecare lucra la câte ceva, iar gazda avea grijă ca toți să se simtă bine. Cât lucram, am și uitat că suntem la Palatul de Cultură și nu acasă la doamna Valentina. Păi dumneavoastră asta cum considerați? Așa ca o afacere sau ca un fel de... sau o pasiune? Sau cu... În primul rând, am plăcere. N-am cuvinte. Așa afacere, deși trebuie să ascundem. Asta-i un ban. Nu ți încurcă niciodată. De cât timp primiți turiști? E ca așa în vizit. Am vreo 3 ani, îmi pare că. Dacă n-ați ieșit mai bine. Știți, prima dată mi-era tainitate, de așa nu putem. Mi-era, știți, cum, ca un străin care îți vine, nu cunoaște limba, nu asta, eu la fel nu, dar drept că ei vine eu cu traducătorul, cu asta. Da, și pe urmă mi-am dat și noi de asta. Mi-era și ea interesat, mai ales când evident că ea nu intra de clar și numai, nu făceau complimente în asta. Se mirau de lucrurile noastre care le facem și... Cumpără o obiectă? Da, da, tare mult, tare mult din s-o luat, eu vă spun că eu bine de acum nu făcut să pornesc eu mai departe, încă să nu mă opresc, adică numai acasă acolo eu. Dar e diferit să primești oaspeți la tine acasă sau turiști? Eu știu, acasă vă spun că eu venit și acasă, de la mine strâmt acolo și n-am putut. Am, adică, niște planuri acum să... Parcă acasă mai... Parcă te sfiești, nu știu cum. Nu, zic, dar e diferit, e ca să primești oaspeți și să primești turiști. E ca oaspeți când vă vin în vizită, nu știu, rudele, prietene. E diferit treaba asta? Ei, cu aceștia care s-a noștri, știți cum, te porți mai altfel cu rudele. Aha. Mai glumești, mai da, ești ca toată mai serios, mai... Nu ne mai râdim chiar mult. Da, și nu sunt zbunviați oamenii care vin. Dacă ai suficient spațiu, dacă ai sau nu o baie sau drumul de acces, sunt și ele detalii importante atunci când îți propui să faci din ospitalitate o afacere. În cazul doamnei Valentina, Palatul de Cultură s-a dovedit a fi soluția la problemele de infrastructură.
pentru că în rest, ospitalitatea se pare că ține mai degrabă de un fel de a fi, de un spirit și nu de un loc anume. Și le-am făcut noi aici într-o lume. A venit din Letonia, Pribalti și Lestea au venit văcăță. S-au nimerit și acolo niște persoane așa de viesele și așa de asta și vă spun că nepota mea cântă. Și am adus aici, tăman erau la repetiții lăutare, i-am adus aici, am mai da și ei acolo, da și hori, da și nu vă închipuiți, nu vă închipuiți, făceau ei. Frumos. Și apoi mă stăruie așa de câte ori vine nepotai cu mine și ea numai decât le cântă. Uh-huh. Am avut acum de mult o grupă din Ucraina, niște persoane, vreo 20 de persoane. Și apoi el a lucrat aici, Rodica le-a cântat și ceva despre sat, despre... Și chiar a început a lăcrama din trânsele acolo. Au așa durere mai scurt plecate de lângă casă, de lângă... Uh-huh. Da, mulțumim! Mult sănătate și spor la treabă! Mulțumesc mult, dar să mai fugim mai departe. Bună ziua! Bună ziua! Sergiu Chetroi din satul Brânza este apicultor și youtuber. De vreo 5 ani postează videouri în care își împărtășește experiența din albinărit. Aveți un canal de YouTube? Da. Dar cum vă veni ideea? Mie așa îmi place să vorbesc, să le spun și la alții ce fac. Când stai și lucrezi o zi întreagă, faci una și alta și vii acasă, pui dar la soție, uite azi am făcut asta, parcă nu ești împlinit. Dar când ai dat drumul și te-ai uitat peste o zi și ai văzut că te urmăriți și te întreabă, parcă zici, parcă n-ai trăit degeaba. Domnul Chetroi a înțeles că poveștele vând. M-am învățat să comunic cu oamenii, fiindcă realizăm mierea la borcan, cum v-am spus, și la oameni le povestești, le spui în detalii toate lucrurile și îmi dau seama câteodată ca să vezi un borcan de miere, trebuie să vorbești 10 minute. Și dacă te deprinzi și ai vorbit o oră, iată ai vândut 5 borcane de miere. Și simți împlinit. Când vorbești, e ca și cum ai semăna sămânța într-un pământ. Chiar dacă nu cumpăr atunci, dar vine la anul. Nevoia de a vinde mai multă miere, dar și plăcerea de a comunica, e ceea ce l-a convins să primească turiști în vizită. Inițial a fost reticent. Nu înțelegea ce legătură are albinăritul cu turismul. Eu știu că Prisaca e albina, eu și natura. Ce să facă turiștii acolo? Spunea domnul Chetroi la un eveniment la care s-au întâlnit mai mulți antreprenori locali din turism. Dar când am înțeles că turism înseamnă să discuți cu oamenii, am zis că e de mine. De ce le place turiștilor, iată, când vin? Ce așteaptă ei de la dumneavoastră? Să le povestesc despre albină, să le povestesc cum, ce mă foc să fiu apicultor. Exact întrebarea care mi-ați dat-o, pentru că toți sunt... Cum? Acum toți vor să ducă în Europa. Zic, cum tu stai aici? Și uite așa, apicultura e o afacere care nu ca un solar sau nu știu ce acolo ai pus și peste câteva luni ai venit. Nu, te aștepți ani de zile și trebuie să ai răbdare mult, să ai ani la rând investiții și după aceea să începi să ai venit. Asta e diferența și generația tânără, mai rar ca mine, care așteaptă atâta timp să aibă ceva venit. Trebuie multă răbdare. Da, trebuie să ai și soții care să te înțeleagă, să aștepte. Că acum, uitați, vedem că a apărut ce și parcă vrem deodată să avem toate, dar în apicultură, în primul rând, înveți să fii răbdător. Și cu turiști tot trebuie să fii răbdător. Cu turiști, sigur. Cu turiști tot trebuie să fii răbdător. Da, e greu, e obositor să primești așa oamenii în vizită. Da, mie îmi place. Mie îmi place să vină oamenii la mine. Îmi place să le povestesc, să le vorbesc, să-mi dea întrebări. Dacă nu eram o persoană deschisă, nici nu aveam un canal de YouTube în care să vorbesc. Întâlnești apicultori de ăștia în vârstă, așa, și întregi. Ai avut ceva, Mary? Așa. Atât. Altceva nu-ți spun. Astfel de oameni, clar, nu se poate să primească turiști, ce să le spun. Dar dacă ești deschis și spui totul, până la urma urmei, sunt oameni care poate știu mai mult și eu am învățat de la alții, ei învață de la mine și în felul ăsta creștem frumos. Sergiu Chetroi este primul youtuber din familia lui. În schimb, apicultor e deja la a patra generație. Nu doar bunelul și străbunelul meu avea stup. Până nu de mult am avut un stup de ceala așa din lemn, foarte gros, nu știu, probabil că în 8 cm avea. Dar am cedat la dâns în cel de urmă, că erau prea vechi. Vă dați seama, aveau 70-80 de ani. Chiar mi-am duc aminte când mi-am petrecut copilăria, când tata meu, părinții mei, lucrau împreună cu bunelul la stup. Iar eu m-am crescut în câmp, în pădure, la orice cules unde se duceau ei în pastoral.
chiar și mă jucam, jucăriile mele erau stup mici. Ei aveau un fel de stup mici, așa, foarte mici, îi luai într-o mână acolo să împerecheau măcile, regivele. Se foloseau de ei doar sezonul anumit, câteva zile în an. Și apoi îi depozitau. Eu îi scoteam și îi așezam și o râs și erau stupii mici. Puneam acolo bucăți de faguri și așa m-am trezit. Asta era telefonul meu, calculatorul meu. Când deschid un stup, încep a vorbi să mă opriți. Păi, pot să vă spun foarte multe din stup. Domnul Sergiu poate să vorbească ore întregi cu pasiune despre albinele sale. Așa, puteți să vedeți mai aproape? Îți arată și îți explică în detaliu ce se întâmplă în stup, cum se înmulțesc albinele, cum se hrănesc, cum iernează, cum au grijă de puiet. Să vă arăt încă un lucru important. Noi deja am terminat cu sezonul activ. Practic, albinele deja intră la iernat. Ele simt că se apropie iarna. Toată vara cuibul este aici, ramele astea cu albină care le vedeți, stau aici jos. Astea sunt ramele de acum de cuib. Se împerechează odată în viață cu trântorile, doar la zbor, non-stop. Ea se împerechează cu mai mulți trântori pentru toată viața ei. Așa, uite, azi să vă iau un trântor în mână, să vă demonstrez că el nu împunge. Deci trântorile nu împunge. El vibrează mână, dar nu împunge. Mi-a dat și o declarație, domnul trântor. Eu când eram mic, mă jucam și luam, umpleam gura cu trântori. Umpleam gura și mă duceam la cineva și îi suflam pe toți, îi speriam. Cât ne-a povestit, am surprins și momentul în care o albină era gata să iasă din cuib. Păi, el e consolidat mai mult și o ajută. O ajută ca să iasă, desigur. Da? Da, ca puiul din ou. Ea se mișcă încetișor. Pur și simplu nu-i timp, ea trebuie să mai stie, probabil poate stie o oră, poate stie jumătate de oră. Și când prinde la putere, ea iasă sigur de aici. Nu timp de o oră, domnul Sergiu ne-a povestit în continuu despre albine și dacă aveam timp, am mai fi stat. Pasiunea cu care îți explică fiecare detaliu e de-a dreptul captivantă. Și cât de des primiți grupuri de vizitatori? Abia am început. Noi am implementat proiectele astea, ne pregătim pentru așa ceva, fiindcă ca să aduci turiști trebuie să fii și pregătit. Uh-huh. Dar de ce doar pur și simplu albine și gata. Uh-huh. Trebuie să ai spațiu, trebuie să le oferi și posibilitatea de a să vadă, cum v-am spus, și produsele apicole. Fie frumos, în primul rând, calea de acces, pavaj, vom amenaja aici și diferiți copaci, flori, faci frumos. Dar e că e diferit să primești, să fii gazdă pentru musafirii tăi, rudele tale, prietenii tăi și pentru turiști? Nu știu, eu dacă stau de vorbă cu 5 minute cu cineva care nu l-am văzut niciodată, parcă sunt rudii. Și m-am învățat. Poate nu-i țin minte pe toți, dar alții când mă văd pe o perioadă de timp, mă salută și zice, am fost la voi. Mă bucur. Și cu ce îi primiți pe turiști? Că le arătați așa și... Nu pleacă niciunul fără să nu guste asortimentele noastre de mere. Nu pleacă nimeni. Este un an, 2 ani, o să fie mult mai pregătit. Vă gândiți, faceți? Aici o să fie un foișor special pentru turiști, o să fie acoperit, o să fie aici un cuptor, unde scoatem o plăcintă caldă, o să fie cu totul altfel. Așa, eu o să vă duc acum aici. Gata, să iei casă. Bună ziua! Bună ziua! La scaune sunt răși și buni. Este? Da, chiar că iau. Din casă. Scaune răși. Este din astea. Da. Minciunele, nu? Sau astea sunt cu ceva? Sunt cu ceva înăuntru? Asta sunt cu brânză. Și este tot? Cât am stat noi la povești în prisacă, gospodina casei, doamna Chetroi, a gătit foi cu brânză, un fel de plăcinte mai rapide, specifice zonei de sud. Tradițional se servesc cu miere și mai nou cu limonadă de casă, îndulcită firește tot cu miere. Nu mai luați, terminați toate foile noastre. Așa le spuneți foi? Foi cu brânză, așa. Foi cu brânză, da? Așa le-ați făcut fripte așa la tigaie, este sprăjit. Trebuie să încercăm astea. Fripte fără ulei și astea cu ulei, da? Da. Trebuie să... Eu îmi tăi în gând să mișinele de cele aștept ca la...
Prăjiței. Iată, iată, cu brânză. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Pe înserat am ajuns la tante Mașa, bucătăreasă la a treia generație. Binecunoscută în zonă încă din anii 80, când era invitată să gătească la nunți și alte petreceri. În pandemie, când nu se mai organizau petreceri, tante Mașa s-a gândit că ar putea să invite clienții la ea acasă și să le ofere o experiență gastronomică completă, de la prepararea produselor specifice zonei până la savurarea lor. Bucuroși de oaspeți! Boiaua de ardei dulce sau chiperul chisat e una din specialitățile zonei. Ardeii dulci și roșii sunt tăiați bucăți, uscați mai întâi la soare, apoi în cuptor. Dar de unde ați deprins? M-am apucat de la bunica, de la mama, așa că îl uscau, mai înșărăm și așa pe șraburi, ia că când este de la mai subțirel corn, asta e capia, dar este la corn și înșuri pe ață și îl pune așa la streașină acasă, sub așa streașină să nu plouă și la soare. Să mai usucă și așa. Dar noi îl înșurăm pe plase, la soare, când acum este acasă înșurat așa și uscăm. Și după aia se bagă în cuptor după pâine. După pâine. Așa bunica a băgat-o cu pâine. Și mama și asta, așa am apucat la ele și așa și fac și în continuare. Și chisată în chiuă. Nu altfel la râșnițe, la nu știu ce, în chiuă. Tradițional, ca atunci are aroma aia deosebit. Asta e chiperul chisat la Slobozia Mare. Zice chiper chisat. În Luca Brutului se face. Deci așa se înșeră la soare, uite așa cum arăt. Și el două zile gata, se strânge și pe urmă băgăm la cuptor. Așa, și după ce s-a uscat așa, acum să punem în chiuă să... Uite așa se face. Așa frumos, ne chinuim, tăiem 30-40 kg și soțul înșeră pe plasă. Dar pe asta e muncă. Păi muncă, asta toată ziua am tăiat și am uscat chiper. Dacă mergeți la tante Mașa, vedeți cum e, cât e așa, își arată la sână. Azi un dar, un har de la Dumnezeu, așa dat familiei mele, moștenitori, deci sunt a treia generație, bunica mea a fost o bucătăreasă iscusită, deci făcea mâncare în anii 50 la nunți. Vătrăreasă era baba Sofia Lumucanu. Vătrăreasă? Vătrăreasă, așa le spunea. Adică femeie la vatră, că făcea mâncare în cuptor, băga, ghealele. Și am moștenit și eu pasiunea asta de bucate, de pregătire a bucatelor, nefiind profesia mea de bază. Lucram la magazin, la contabilitate, după aia și am început să fac mâncare la nunți până anii 83. 82-83, prima muncă la care așa. Dar ce se aude acolo așa foșnind? Ei, aici e, uite, chipierul uscat. Uite, la ea. Asta e, uite cum. Uite așa, se usucă în cuptor și după aia se mântine. Caterola asta așa măricică care o aveți, ei, cât ardei ați s-a uscat aici? Cât chile de carne? Păi aici cred că vreo 5 chile, să zic eu. Uite așa. O caserolă, o leacă mai, un pic mai mare decât o cutie de încălțăminte. Cam așa. Așa. Ei, mai avem acasă mai mult, dar asta acum așa că se poate în chiu asta, că așa se umplea chiua înainte. Dar chiua asta de unde o aveți? Păi chiua asta o am de la verișorul meu, un verișor, de linia mamei, tot linia maternă, cel mai mare verișor din familie, la destine pierzi. El, făcută cu mâna lui, el are peste 70 de ani, în jur de 80 de ani are, a făcut el când era de vreo 15 ani. Și până anii... Ce an era acum? În anii 70, aproape așa. 60-70 era secund. Deci are vreo 60 de ani. E nepoțelul dumneavoastră aproape care încă te-a întrânsat. Da. Din ce lemn l-ai făcută? Și uite. Din ce lemn l-ai făcut? Din lemn de salci. Deci la noi și covețile și astea se cioplește. Așa, vedeți că e din trunchi așa și ia-i cioplit și tot. Și se face așa, se chisează încet, încet, care vrea aici, da, ai 3 doleac de pere să ai mușchi, că la noi soțul el se ocupă cu asta mai mult, nu prea am putere așa să-i dau. Eu mă ocup cu așa, despicată, dar el e cu chisată.
și uite așa încet, încet, se răspândește deja aroma la chipier, miroase a chipier chisat, foarte frumos. Dar zici și de aia că la noi în zona aici are alt gust chipierul. Și după aia se cerne, se cerne. Trebuie un bărbat mai puternic aici să vină. Dar vreau și eu să încerc. Găsim, da, dacă vreți să ia poftiți, care poate e mai tânăr, că eu de acum am prea mai am putere așa că... Da. Mai cu forță? Da. Așa, trebuie să ții, așa. Aha. Așa țineam. Mama Chisașu, noi țineam chiua asta ca să steam împrejur. Țineți, vă rog, dumneavoastră, reportofonul, dar eu țin chiua. Așa. Și uite, vedeți ce aromă se răspândește toată de la el. Cât se chisează mai mult, cu atât aroma se răspândește mai toată camera. Deci, încăpere. Până faci boiaua, faci aromaterapie. Da. Evident. Cât vă iasă? Cât sau soțul dumneavoastră când chisează așa, de ca cât trebuie să chisează până să faci praf? El chisează și așa, mai sucește asta, că el știe de acum procedura asta foarte bine și să descurcă la asta. Și... trebuie timp. Iar îl ciurui, mai rămâne o leacă mai mare, iar îl pune. Trebuie o leacă de timp. Deci, durează. Și poate așa se face chipierul chisează. Și turiștii când vin, vor să încerce? Păi vor să încerce, când e sezonul și avem, de acum la avem uscat, sigur că. E interesant, ei n-am mai văzut așa în chiu, așa, basta. Asta e esențial la noi, că noi am păstrat tradițional asta, toate metodele astea de... Nu îl facem la, v-am zis, la râșniță, la nu știu ce. Toată viața ați făcut așa boia de asta? Sau în ultimii ani mai mult? Când eram tânără, mai luam de la mădușnică, lucram, nu aveam timp să, așa. Dar acum am trecut și eu, că nu mai sunt. El este plecat la Domnul Dumnezeu și da. Și... mai vrea cineva. Acum ne-am întors la, așa, de unde, să zic, de unde am, de mici, cu ce ne-am crescut. Și să păstrăm gustul ăsta care, cu care ne-am crescut și care l-am apucat noi de la bătrân, că nu se mai face, nu mai este așa gust copilăriei, până oară și cuscuții ăștia, să mă spun. Și în cazul tantei Mașa, ca și a celorlalți artizani, răspunsul la orice întrebare se transformă repede într-o poveste, iar poveștile se împletesc din una în alta. Copilăriei, gustul care l-am prins eu de la bunica, de la mama mea, că eram și mama era o cătăriasă desăvârșită, deci veneau grupuri, la Asociația de Consum tot Malul Crutului, la Chișinău, oameni mai mari, cum era atunci, mama îi hrănea acasă, cu bucate de oribite. Deci, de atunci am fost cumva familiarizată cu oaspeții și cu așa, în familie. Cum să și frumos miroase, da? Uite, stai că ea are și un loc, ia vedeți cum e făcută chiua. Aici e lăsat așa, că se poate să apuci cu mâna, vedeți? Da. Modul ăsta e perfect pentru... Așa, de gândit așa, făcută special, tăiat, să apuci cu mâna, să poți să întorci așa. Să vedem ce s-a primit aici. Așa, mai, uite, deci aromă. Și cierne. Așa, că știam și dacă-i dea la iute, păi nu poți sta aici, că te ustură și nasul și uite dacă mai are și ardei. Hai, asta e dulce. Uite așa se face. Încet, încet se face chipierul chisat. Să s-o vedem aici chipier. Nu boia, nu boia, chipier chisat. De ce chipier chisat? Paprika asta care vă știe toată lumea. Ca paprika, da? Mamă, dar ce aromă! Iar punem aici. Și iar mai visăm. Uite așa se face, încet, încet. Se face chipierul. Așa, ia uitați, ia de acum voiește și de asta. Acum faceți cuscuțe, da. O altă specialitate din Lunga Prutului sunt cuțcuții. Atenție a nu se confunda cu cuscusul sau cușcușul făcut din griș pe care îl găsim prin magazine și care este specific bucătăriilor din țările arabe din nordul Africii. Cuscuții. Interesant cum spune. Cuscusul din care se vinde în magazin, din comerț, care se mai face până alte părți. E pastă. Deci e la gust pastă. Macaroane, fenuțe, mărunțele, tăiate în aromă. Asta. În timp ce unii continuau să bată chiperiul în chiuă, tante Mașa se pregătea să ne arate cum se fac cuțcuții. Dar nu e
altă tehnologie. Alte compoziții și alte tehnologii de pregătire. Deci se face așa de mult. Bulguraș de grâu se trăgea la râșniță. Deci mătușa mea, cărui covată am intrat în posesia ei, are peste 100 de ani covata asta, tot dată de verișorul meu care ne-a dat chiva. Deci ei ce-au mai păstrat lucruri, ele dăniezi și la tine mașul o să păstrează toate. Și avea râșniță, de chiar o râșniță mare, deci care toate... Vinea toată mahalaua acolo, că n-avea fiecare. Și trăgea bulgur la râșniță pentru sărmăluțe, la Slobozia Mare se fac sărmalele cu bulgur și cu orez în coace mese, că dar nu mai bun. Și făceau cuscuții. Deci toamna, uite, așa acum după ce se termina lucrările pe grădină, gospodinile se începeau nunțile, bineînțeles. Și făceau mâncare de nunți cu mătrii de evenimente, așa, înainte vreme. Cine ești când a apărut prima dată, nu mai știu, dar eu m-am trezit, mătușa mea, ele știau și vierișoarele mele care sunt mai mari, toți făceam slăbozie, cuscuții. Care erau la bază așa, crupi de grâu, bulguraș de grâu, făină și ou. Deci că nu se mânca în fiecare zi cuscuți, de-aia se făceau la nunți sau la sărbătorile de iarnă. Eu, cu toate că cât a trăit mama mea, acasă nu făceam mâncare. Și făceam așa, cu prăjiturică, foi, am învățat să sucesc voilele uscățele de la mătuș, de la bunica. Ce auzi pe fundal e foșnetul de la frecatul de cuscuți. Freci cuscuți, să freacă cuscuți. Așa îi zice la Slobozia Mare. Ce faci? Fac o fricătură de cuscuți, să ai o porție. În aceste vizite mă tot surprindeam prinsă de gusturi, mirosuri, dar mai ales de povești. Și de fiecare dată trebuia să-mi amintesc pentru ce venisem eu de fapt. Să nu uit de cercetarea mea la microfon. La atelierele astea trebuie să le povestiți, să vorbiți cu oamenii. Nu, că le povestesc, păi de acum. Și aveți răbdare? Că le povestesc toată istoria asta. Acum am răbdare că mă depind să lucrez între oameni. Că urma le punem așa să... Să usuce. E trebuie la uscat. Uh-huh. Păi de-aia și-am putut să lucrez, să fac la nunți, când te duceai să faci mâncare, era ajutoare acolo diferit. Vine una că nu știa, poate nici să curăță, să dă, păi dar eu nu știu să dau morcov rozătoare. Și trebuia și cum le mai suferi mașa, cum le asta. Trebuie să ai răbdare, să lucrezi cu oameni, să servești oamenii, că-s diferite caractere, diferiți oameni, diferite gusturi. Trebuie să știi să faci gustul, să le placă la toți. Asta e răbdarea trece mare, cum spune. Așa, și ăsta l-a uscat o zi, două și după aia se poate de fiert și de gustat din cuscuț. O zi, două trebuie să usuce. Da, da, bineînțeles, trebuie să usuce, da. Temperatura să o aibă. Aici, la dumneavoastră, nimic nu se întâmplă repede. Ei, repede, păi nu prea să faci repede lucrurile bune și frumoase și ceva gustos. Deci trebuie toate chemzoințe cu răbdare. Și turiștii care vin au răbdare așa să vadă tot procesul ăsta? Da! Am avut niște o fetiță, era din America cu mama cu asta. A, s-a făcut și ea tot la colo în covată și le place. Îmi place să vadă, să încerce și ei, că n-am mai văzut așa ceva. Dar pentru dumneavoastră e diferit ca să primiți oaspeți la dumneavoastră acasă, rude, prieteni și să primiți turiști. E diferit? Nu știu, cu turiștii și oaspeți și asta, deci eu tot cu plăcere îi servesc pe oaspeți și pe turiști. Deci pentru turiști e diferit de ce, că le mai povestesc toate astea, că oaspeți de acum știu, nu stau la oaspeți să le spui de coscuț sau nu știu ce. Întind masa, le așezăm la masă și atât. La turiști trebuie să stai să le povestești toate ce este la noi în zonă, ce se face, despre bucate, despre ce... Păi, mașa, ca să spune despre moldoveni că sunt ospitalieri. Sunteți de acord cu asta? Cred că sunt cei mai ospitalieri, îmi pare, că moldoveni. Da? Cred că din popoarele care le-am cunoscut eu. Cred că așa și este. Deci la noi nu intră nimeni pe poartă fără să nu-l poftim sau cum era înainte să dai un pahar de vin și o bucățică de pâine. Că nu fiecare. Că zice, hai să dau tornul par de vin. Dar tornul par de vin omului fără să-i pui ceva pe masă, nu se poate. Deci așa e trăit la noi. La noi în familie cel mai puțin. Cel puțin. Că eu așa m-am crescut cu oaspeți de mică și erau primiți de mama și mama își dea zâmbind așa în picioare la masă și îi servea la masă. Deci asta era ei. Deci așa m-am deprins și eu. Am văzut asta în copilărie și cu asta și m-am trezit și asta duc mai departe.
De atât în condițiile vieții de astăzi, secolul 21, când lumea circulă, călătorește mult, îmbrăie, că vin în Moldova oameni din alte țări, se poate din ospitalitatea asta să faci bani? Să câștigi, să te întreții. Acum să te întreții, da, că mare bani așa la nivelul care suntem noi, nu facem să facem mare abier, dar să te întreții, să supraviețui și cu asta m-am întreținut, mi-am întreținut familia timp de 40 de ani. Deci, bineînțeles că se poate, făcând mâncare. Deci, ședeam, v-am zis, în picioare la 300 de persoane și fugeam. Și acum fug cu farfurii la 60 ceva de ani. Și trebuie să-i atent să-și învață și așa, să nu te închide, să checi farfurile pline. În zonă sunt mai mulți artizani, dar nu toți fac parte din circuitul turistic, deși au fost încurajați de tot felul de proiecte de dezvoltare. Turismul în lunga Prutului de Jos, ca și în toată Moldova, e la început de cale, dar deja e ceva mai activ decât acum 2-3 ani. Se promovează mai degrabă turismul de familie sau în grupuri mici, tocmai pentru a putea păstra autenticitatea locului, pentru a nu transforma experiențele și interacțiunile cu oamenii în servicii de masă prestate pe bandă rulantă. Dar chiar și așa, cu un număr mic de turiști, nu toți sunt dispuși să intre în această horă. Ca să oferi servicii turistice, trebuie să știi să comunici, să fii dornic, să povestești despre meșteșugul tău, despre tine, să fii deschis să primești oameni străini în casa ta. Adică să fii ospitalier mai des decât ai face-o în mod obișnuit. Păi trebuie să-ți placă să faci asta, să muncești mult trebuie. Bineînțeles, să fii așa, să-i primești tot sufletul pe cei care vin la tine. Mm-hmm. Din ce țări ați primit oameni? Acum să iei număr de mai multe, din Statele Unite, din Franța, Italia, din Turcia. Acum, peste o zi, două, cineva m-a contactat că vin și din China cineva la noi. Deci, prima dată? Prima dată, da. Deci am o mare bucurie să servesc sau să deservesc cetățeni din China. Deci, ceva? Și cum vă înțelegeți? Interesant. Deci, aha, interesant. Mai decât traducători. Sau fiul Nicolae vine și că el cunoaște engleza, uh-huh, și vine și traduce. Uh-huh. Ei, am mai fost că am rămas și eu singur cu ei și ne-am pus translatorul din limba turcă și așa și comunicam. Oricum te descurci, nu? Concluzia cercetării mele din teren e că ospitalitatea poate fi și profitabilă și cu siguranță e un avantaj în condiții de piață, cu o singură condiție. Dacă vine la pachet, cu spiritul antreprenorial și niște abilități de comunicare. Oamenii buni găsesc timpul comună. Așa e? Dar limba gustului cred că nu trebuie traducător, așa? Nu trebuie tradusă, că da. Deci toți rămân mulțumiți de ceea ce le pregătim. Mulțumesc! Mă bucură! Da, mult sănătate și dumneavoastră, mai bine! Tu ce experiențe ai cu ospitalitatea locală, cea de casă și cea comercială? Ai simțit vreo diferență? Și în general, crezi că ospitalitatea chiar e ceva ce ne caracterizează sau e doar un mit? Aștept mesajele tale scrise sau înregistrate audio ori video. Le poți trimite și la adresa de e-mail coroban@rfyrl.org. Astfel vei deveni colaboratoare sau colaborator în laboratorul social. Poți să-mi scrii și pe rețelele de socializare dacă așa ți este mai comod. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați trimis mesaje de feedback pe YouTube, pe Facebook și în privat după ultimele episoade ale laboratorului. Le aștept în continuare. Mă ajută să înțeleg ce vă place și ce ar fi de îmbunătățit în laboratorul nostru. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Astfel, episodul devine mai vizibil pe platformă. Ca să nu ratezi niciun episod, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când vrei de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în laboratorul social sunt mereu actuale. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru, Moldova.europalibera.org.
Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.